Dragii mei, avem un alt invitat, este vorba despre Tinos Elanios. Bună seara, Cornelia, da, să română, Tinos Elanios, ca și nume de scenă, mi se spune de vreo 15 ani. Mulțumim tare frumos acestei televiziuni Taraf pentru ceea ce face pentru artiștii moderni cu calități. Ce să spun mai mult de atât, îți mulțumesc tare frumos pentru prezența ta aici la Club Ijux. Tinos, eu vreau să te întreb câteva lucruri. Tu ai spus că de 15 ani cânti. De 27 de ani. 27 de ani. Ei, vreau să spun că eu nu te-am cunoscut până acum, este prima oară. Și vreau să-ți mai spun un lucru. Știu că foarte greu ai vrut să apar la această emisiune, da, dar vreau să spun câteva lucruri. De ce crezi tu că Florin Salam, Nicolae Guț, Adrian Minune apar? Oare nu-s valori? Sunt într-adevăr, acum tu mă bagi într-o discuție pe mine să fiu... Nu vreau să te bag în nicio discuție. Vreau să spun că dacă ai valoare și te consider că ești foarte bun solist, trebuie să apar pe post. Pentru că lumea nu te cunoaște. Deci crezi că mie, la vârsta mea, că ai spus că ai 40 și, nu? De ani. Nu, am 39 de ani. 39, mulți înainte. Mulțumesc asemenea. Eu cred că până la vârsta asta trebuia să fii cunoscut pe absolut... Da, eu ca și artist în calitățile mele sunt un pic mai pretențios. Fiecare om își face viața cum și-o dorește el. Mai mult am cântat pe afară, mai mult am cântat în anumite cluburi, am avut contracte cu anumiți artiști și cu anumiți impresari pentru genul de muzică pe care cânt eu, iar Taraful nu că mă reprezenta ca și artist, ca și în calitățile mele. Sincer, fac o mică paranteză. Dar te-ai observat că pe Taraf cântă și alții soliști, nu numai... Nu-i devine televiziunea, ci devine ce promovează. Da, sunt anumiți artiști, spun sincer, acum într-o paranteză, în care vin artiști acolo care nu au nicio calitate din punct de vedere muzical. Dacă stai bine să te gândești, toți am plecat de jos. Corect, dar cântând genul de muzică pe care îl cânt eu, etnic oriental, Arabia, Siria, Egipt, Grecia, Albania, Bulgaria, toată partea asta balcanică... Păi înseamnă că ar trebui să cânti acolo, în Arabia, corect, nu? Chiar îmi doresc să cânt acolo, chiar am și cântat pe acolo atunci... în zonele acelea. Atunci ce cauți aici la Club Ijux? Aici la Club Ijux sunt ca și artist inedit. Cântând alt gen de muzică pentru deschiderea programului și pentru anumiți clienți, invitații noștri, pentru ceea ce fac eu, ca și artist. Bine, hai că acum te-am luat un pic așa la... am vrut să-ți spun câteva lucruri despre un adevărat artist, cum se procedează. Nu contează... Uite, eu vorbeam cu Nicolae Guț odată și spuneam, nu contează ce reclamă să faci, important e să fie... reclamă, da? Atâta timp cât nu ești vorbit. Nu fac ești o mică paranteză, din nu punct de vedere valoare, ca și calitate. Nu? Când vrei să bei acest pahar, poate să fie aceeași băutură, dar diferită în anumit... unde se poate fabrica. Dar tu știi fabrica? Că, de exemplu, de Revelion, Florin Salam a apărut pe Etno. Da, sunt de acord cu tine, da. Deci eu nu fac abstracție de acești artiști. Sunt prieteni cu mine de atâția ani de zile. Și Nicolae Guță și Florin Salam și Adrian Minune, suntem colegi foarte buni de familie. Este singura televiziune de, să spun așa, de exemplu, emisiunea mea Chef de Chef cu Lăutari. La mine în emisiune se cântă toate genurile de muzică. Muzică ușoară, populară, foarte frumos, foarte frumos, da? Foarte deci frumos, eu am abordat apreciez toate genurile în emisiunea mea. De aceea apreciez. Am și spus să se numească așa emisiunea și mi s-a acceptat ca toți soliștii să poată veni să-și cânte piesele la emisiunea mea de toate genurile. Corect, sunt de acord pentru cu tine. Pentru că sunt foarte mulți care vor să vină la Taraf și spun, păi nu merg că se cântă numai mai. Ei, uite că este o emisiune unde se cu toate pot că avem o, toate da, genurile. Sunt de acord cu tine. Cu toate că avem cât o etnie romă, da, balcanică, pot să spun așa, exotică, noi nu facem aici o ură de rasă față că Taraful promovează numai anumite persoane de etnie romă sau de alte etnii. Nu, e vorba de calitatea și cantitatea pe care aduce această televiziune. Nu-i devine televiziunea pentru cei care vin să-și promoveze anumite piese. Spun sincer, aici n-am nimic cu artiștii. Am ceva cu cei care nu au treabă cu muzica, mă refer. Dar tu ai observat că pe toate posturile sunt... Da, pentru că lumea în general vrea multă cantitate și mai puțină calitate. Să și mâncăm mai mult, să ne umflăm stomacul pe niciun post, și să ne îmbolnăvim la colon. Deci, nu că nu aș vrea. Nu că nu aș vrea să, nu că nu aș vrea să nu apară pe un post la nume, că eu am apărut pe la Capatos, am apărut pe la Acces Direct, am anumite filmări făcute în care nu sunt încă puse pe piață, chiar și colaborez cu domnul Dan Bursu, suntem prieteni, chiar am făcut și la dânsul la Rotera o piesă tot a mea, tu ești o piesă inedită, pot să spun. Ai văzut că domnul Dan Bursu da, a apărut și cu mi-a toate promovat-o. Piesele pe chiar și dânsul Taraf a spus TV. Că Tinos nu este pentru Tarafi, pentru un alt gen, pentru altă lume, chiar a vorbit pentru la BBC să fac niște chestii, dar să rămâne pentru viitor. Nu vreau să fiu, eu sunt o persoană mai modestă de
de firea mea. Dar pe scenă îmi place să-mi arăt calitățile mele ca artist, să ofer din suflet. Păi tocmai atâta timp cât cânti aici la Club Bijou, pe această minunată scenă, da, și la acest frumos club, da, da, tu trebuie să devii cunoscut, să știe lumea că tu cânti aici, pentru că ai o voce, da, frumoasă. Te-am ascultat mai devreme. Da, îți mulțumesc tare frumos și, pentru apreciere. Sunt convinsă că o să ai mult mai mult succes așa, decât să stai ascuns. Corect, eu încerc să fac dacă o selecție. Dacă tu ai o calitate, trebuie să ți-o prezinți. Să știi că, unor oameni cu calități. Să știi că pe Tarav nu se uită numai cei care ascultă manele. Mă crezi că bunicul meu are 91 de ani și nu se uită pentru mine, că am avut o perioadă când n-am fost la Tarav, am fost pe un alt post. Da? Se uită pe Tarav. Deci am foarte multe persoane, da, care... Da, cu tine, da. Și să-ți mai spun un lucru. De exemplu, în Germania, unde eu am avut foarte multe nunți alături de Florin Salam, oamenii de acolo nu se mai uitau o perioadă pe Taraf, pentru că nu mai era emisiunea mea. Acum din nou urmăresc emisiunea Chef de Chef cu Lăutar. De ce? Că pentru că am abordat toate genurile și pentru că am avut soliști și foarte buni și soliști care abia au început să... Să-i ajutăm. Toți. Să-i ajutăm. Pentru tocmai că te apreciez pentru Chef de Chef, absolut, ca și emisiune, pentru că tu faci într-o... faci o anumită emisiune, faci în așa manieră în care artiștii să-ți faci să simte bine, pozitiv lângă tine, îi întreb de anumite lucruri de ale lor, intime, să zicem, din familia lor, și asta este foarte frumos, în primul rând, că un artist trebuie să-l cunoști ca și caracter, ca și modul de prestanță, și după aia calitățile vin, că după cum ești ca și om, așa și cânti. Când ceri niște afinități și înceri anumite lucruri pentru viața ta, ajungi anumite acolo, ți atingi acolo scop, imaginar, să spunem, și da, chiar să realizezi. Acel și uite, să-ți mai spun un lucru. Dacă, de exemplu, nu vrei să apar cu ceilalți care spui tu că nu ești de acord cu ei, poți să apar tu singur o emisiune întreagă. Corect, chiar... O oră numai cu tine. Da, chiar îmi doresc. Chiar am vorbit și la Dan, la Bursuc, am făcut okay în emisiune cu el. Chiar vrea să mă și pună ca și prezentator în emisiunea la DB Radio. În fine, nu vreau să-i fac o anumită reclamă, dar ca și prieten, da? Chiar îmi doresc să fac realizator, să mă fac un fel de realizator de emisiune, trebuie să fac niște specializări timp de 6-7 luni de zile. Sunt niște psihologii acolo, sunt niște moduri de a te exprima, cum să iei artistul, cum să discuți cu el, cum să te abordezi. Eu vreau cu el să fac o emisiune cu tine să cânți. Chiar categoric, chiar vreau să fac nu o emisiune. Să vorbești, pentru că ai voce frumoasă, da, și trebuie să mulțumesc. Cânti. Chiar vreau să fac o emisiune de genuri balcanice. Chiar vreau să fac o emisiune de gen de muzică, genurile de muzică balcanică, începând de la Siria, începând din partea asta, adică Orientul Mijlociu, Balcanic, ce înseamnă Macedonia, Serbia, partea asta de Bulgaria, partea asta de Albania, în partea asta de Turcia, partea de Grecia, și chiar să avem instrumente de genul ăsta, chiar și Roland, care este prietenul meu foarte bun, Costel, la fel, Adrian, Ducanu, Sorin, și chiar am să mai vin eu cu un instrumentist care cântă cu baglamas, un instrument etnic oriental, în care să arătăm publicului, da, și să spun eu, prietenii și fanilor noștri, ceea ce înseamnă muzica orientală, ceea ce înseamnă de unde vine muzica orientală, din ce regiune vine muzica orientală. Și de ce noi țiganii, în general, cântăm acest gen de muzică orientală? Vine din Mesopotamia, partea Orientului Mijlociu. Și de acolo a început să se desfășoare, să se dezvolte anumite stiluri de genuri orientale. Bizantin, oriental, islamic, combinate, cum e Albania, genul ăsta de Talava, Gustivar, care își folosește și maneliștii. Dar, în general, rădăcina de muzică manea nu are nicio rădăcină de genul muzică orientală. Sunt niște stiluri combinate, Banat, Ardeal, Majuț, da, partea Olteniei, care sunt combinate cu ritmice orientale. Și moldovenesc, da, ritmice orientale, chiar și partea de Chișinău, combinate cu sârbește, combinate cu bulgărește. Dar dacă sunt bine orchestrate, sunt bine armonizate și cum trebuie, sună foarte bine. Nu există, cred că, muzică proastă în lumea asta, sau muzică, da, să-mi cer scuze. Orice gen de muzică cântat în calitatea lui și desfășurat cum trebuie și prezentat ca și stare, ca și stare care oferi față de acel ascultător, eu cred că îi dă un randament foarte bine pozitiv câmpului lui energetic, că prin starea subconștientului transmiți omul intensitatea ca și artist. Că noi pe scenă când cântăm, sau dacă cânt o piesă, mulțumesc, dacă cânt o piesă orientală sau cânt o piesă grecească și nu mi-au auzit-o niciodată aici la Club Bijoux, clienții sau prietenii sau fanii, dar e modul de cum o prezint eu. Dacă eu sunt trist ca și persoană, ca artist în momentul acela, transmit tristețea mea. Da, dacă sunt vesel, transmit veselia mea. Te ascult cu mare atenție, Roland. Trecem la treabă și să arătăm. Corect, corect. Asta vreau. Vreau să spun că ai o formație foarte, foarte bună și știu că
Adrian e aici lângă mine, știu că tu abordezi toate genurile de muzică, așa este? Da, bineînțeles. Deci este un profesionist adevărat, spun acest lucru, pentru că și eu, la fel, sunt angajată la un ansamblu de dansuri populare, sunt coregraf acolo de foarte mulți ani de zile, am fost, nu ca să știi câteva lucruri despre mine, am fost la Rapsodia Română angajată, acum mulți ani, după Revoluție s-a desființat, iar acum sunt la un ansamblu unde aparține de Ministerul Culturii, se numește Tinerimea Română, Cununa Carpaților, unde avem dirijor de cor pe Voicu Enechescu și imaginează-ți că nici ei nu prea au fost de acord cu manelele, dar dacă mie mi-au plăcut, asta e plăcerea mea și a trebuit să... Foarte mă simt foarte ajuți. Bine între artiștii noștri maneliști, artiști, așa îi place lui Florin Salan să spună și este adevărat, sunt într-adevăr niște artiști și atâta din cât eu mă simt bine lângă ei, între ei, atunci îi consider și pe ei la fel de profesioniști. Sunt de acord cu tine, foarte frumos. Concluzia noastră, ca și artiști, ca și muzicieni, împreună cu trupa mea, condusă de Roland Constantinescu, vreau să trecem la treabă, practică, adică să oferim publicului, fanilor noștri, prietenilor noștri, acestui post de televiziune Taraf, tot ce este mai frumos genului meu de muzică oriental-balcanic, împreună cu colegii mei, Alex Armeanca, Mari Talent, Giulio Argintaru și nu numai prietenul nostru foarte bun care conduce acest club foarte frumos, domnul Florian Răducan. Haideți să-i ascultăm la cel mai frumos club, Biju! Vă mulțumim tare frumos! Cu mare dragă inimă, din partea mea, Dino Selanios, dedic această melodie pentru scumpul meu prieten, patronul acestui club, Club Bijox, pentru domnul Florian Răducan, împreună cu Roland Constantinescu. Melodia Kizandana, cea mai deosebită melodie a anului 2015. Mulțumim tare frumos și doamnei Cornelia pentru prezența noastră aici cu toții. Ia-le. Să
Aman, 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 senli, on senli. Mi rodas picando fuego. Τώρα που χωρίσαμε, τώρα που σε μια στιγμή μια ζωή κρεμίσαμε. Μάλλον αμέτρησε κάποιο μάλλον, μάλλον σε περιμένει. Sunt la